Salutare la o nouă povestire. Să-mi apin țigara. Voi să nu fumați, care mă vedeți, care sunteți copii, nu fumați, că nu e ok. Adică, băi, în fiecare zi o grămadă de bani să meargă pe țigara, 19 lei să fac pachetul. Bine, oricum am vrut să vă povestesc o fază din viața mea. Adică o fază, adică o părticică din viața mea, cum ți-ar zice. Măi, de ce povestesc chestia asta? Vedeți că foarte multă lume m-a întrebat că... Adică foarte multă lume. Unele persoane mi-au spus că eu sunt mincinos, că eu am 8 clase, că... Știți chestii în astea denigratoare la adresa mea, fără să mă cunoască persoanele. Și mai ales că și cum am fost și hărțuit de o persoană pe TikTok și-au făcut 5 profile și am fost hărțuit și după aia a intrat pe YouTube, oricum am fost hărțuit și m-a cam deranjat chestia asta, știi? Chestia asta trebuia normal să o denunț la poliție. Când o persoană te hărțuiește, de mai multe ori deja poți să faci o plângere la poliție. Am zis că nu fac chestia asta, că poate a fost un copil din ăsta mai idiot și oricum. Ce am să vă povestesc e că, după cum știți, foarte mulți români o ducem foarte greu. Adică greu din cauza că ceea ce se întâmplă în țară, vedeți, de că ăștia de la Parlament, care mai e care fură și... Bine, că și oamenii de rând fură, că sunt care, îți dai seama că o duc bine, că nu o duc dintr-un salariu, cum e, 1.800 lei, 2.000 lei și o duce bine din 2.000 lei. Să fim serioși, nimeni nu duce bine din 2.000 lei care ai pe lună. Cum v-am spus, românul nu duce bine în general, de aceea am decis cu mulți ani în urmă să plec și eu dincolo, să lucru. Ca să-mi fac și o viață cât de cât decentă, ca să trăiesc. Ce vreau să vă spun e că, dincolo când mergeți, să știți că nu e ușor, pe cum credeți voi că e ușor, te duci lucruri și... Nu, dincolo lucruri e... Îți sar capacele. Deci lucruri dincolo. Era când dormeam la 2-3 dimineața și la 6 dimineața mă trezeam ca să fac checking out sau făceam checking in. Cum am spus că am lucrat la o recepție de hotel și... Nu, îți dai seama că la o recepție trebuie să lucri, adică bă, îți vine lumea, trebuie să fii prezentabil, să lucri, să vorbești cu lumea, să le dai camere, să le faci checking-ul in, să le faci checking-ul out. Și chestia asta nu e destul de ușor pe cum pare ca la televizor că mergi sau nu știu, nu e ușor. Și eu am luat decizia ca să plec dincolo pentru că îți dai seama că eu lucram aici, salariul nu mi-ajungea să mă întrețin casa, nu mi-ajungea să-mi cumpăr eu ce vreau. Eu mi-era foarte greu, băi, nu puteai cu un salariu ăla cum era atunci pe... Acum ați 12-13 ani, nu-ți ajungea orice făceai, nu-ți ajungea să strângi bani să mergi în vacanță, nu-ți ajungea bani să-ți cumperi, nu știu, un telefon, nu-ți ajungea bani, băi, numai trebuia pe mâncare și pe facturi și una și alta. Ți se duceau banii, ei aveai în palmă, așa zburau din palmă, zici că nici nu poți în palmă banii. Atunci am luat decizia să plec dincolo, am zis, băi, eu nu mai stau să plec, să mai lucru pentru banii ăștia aici și... Dar vreau să vă spun că mie mi-a fost foarte greu cu plecatul dincolo, că eu n-am putut să iau salariu și să plec dincolo, nu, că eu trebuia să împătesc acasă, de una și alta și să fiu la zăgutătul, nu? Vă dați seama că nu era ușor. Și a trebuit să strâng bani lună de lună, să pun bani peste bani, așa un picuț, ca să-mi strâng bani de un bilet de autocar. Și am reușit să strâng, dar vreau să vă spun că eu când am plecat dincolo, eu nu m-am dus cu cum era acum lumea pregătită, cu... bagajul cu mâncare, cu bani, cu băuturi, din astea. Eu nu, că eu eram, eu eram destul de sărac. Sărac în sensul că nu mi-ajunge salariul de pe lună pe alta. Nu sărac că n-avem ce să mănânc. Și vreau să vă spun că în momentul în care eu mi-am făcut banii de bilet să plec dincolo, vreau să vă spun că eu avem... Bine! Vreau să vă spun că eu am avut exact bilet de autocar. Vă jur, n-am avut niciun euro în buzunar, mi-am pus cu mine două sandwich-uri și o sticlă de suc. N-am avut bani. Dacă s-o opreau autocarul, vedeam că lumea mea are la... să-și cumpere una și alta, mergeau la WC-ul, păteau la zanii, eu... Noroc că am avut și pocola de țigări în buzunar, că am avut un poc de țigări în buzunar, că v-am spus, m-a costat foarte mult biletul. Erau scumpe biletele înainte, care știți, că meream noi am 12-13 ani. Știți destul de bine când
cât de scumpe erau biletele, că nu era, nu sunt ca acum, că am avut multe agenții și acum sunt biletele nu sunt așa scumpe, dar atunci, pe vremea aia, că mă ceam eu, erau scumpe biletele și cu programare, trebuia să merg la agenție să facă programare și nu știu ce, deci nu era ca așa acum, că acum numai plătești online și tot, nu. Bă, și vreau să vă spun, mă, că n-am avut un euro în buzunar, mă, ai de capul meu, mă, și-mi doream să mânc și o mâncărică caldă ca tot omul, când vedeam pe ăștia că au bani și mă, nu, să mai băga lumea în seamă cum e și mă mai întreba că de unde vin, ce-i faci și nu știu ce, și, nu, eu le spuneam, băi, mă duc la lucru, mi-am găsit de lucru, mă duc la lucru și nu știu ce, și, nu, îmi zice lumea, nu, dar tu nu vii cu noi la un suc, la ceva să bei, bă, nu îmi trebuie să, eu le ziceam că dacă beau sau ăsta, nimeni mi se face rău potocar, dar de unde, că eu n-avem bani de, nici de toaleta publică acolo, cu, pe autostradă, și, n-am avut ce face, știi cum e, chestia e că eu am și chestia de mândrie, că eu nu-mi calc mândria în picioare, adică, îi aprecia dacă cineva te cheamă, da? Bine, că nu m-a chemat în sensul ca să-mi plătească acea persoană. M-a chemat, așa, ca să stau la povești cu el, la o discuție, la o... Așa și normal că eu trebuia să-mi plătesc. Dar de unde? Că dacă eu n-am avut niciun ban în buzunar, de unde să-mi plătesc? No, măi, eu cu tătă grauza le spuneam, mă, nu vin, mă, că mie mi se face rău pe autocar, de unde să am bani? Nu, că nu. Mie mi se face rău pe autocar dacă mănânc și beau și asta în ei. Nici alea două sandwich-uri, bă, jur, nici alea două sandwich-uri nu le-am mâncat, că eram și supărat, și gânditor, bă, îmi era greu că mă despărțesc de a mei și nu aveam experiență cum e cu plecatul dincolo, nici pe departe, bă, și eram și supărat. Și vreau să vă spun că eu când am plecat dincolo, pot să vă spun că am mers cote goale. Deci cote goale, exact ca păduțioșii aia care n-au nimic pe viața lor, nimic ca în buzunar, nimic ca în geantă, nimic. Atât am avut în geantă, haine din schimb și dau sandwich-ul și o sticlă de suc. Atât am avut. N-am avut altceva nimic. Și un poc de țigări. Oricum, mi-a ajuns pocul de țigări, că dar nu s-a putut chiar mult oprit pe autostradă. Și toți care mă înjurați, bă, eu am început de la zero și eu când spun că de la zero, exact de la zero am început. Cum am spus mai devreme, că eu n-am avut nimic. Eu am început de la zero tot. Eu înainte stăteam la casa părinților în zona veche a centrului. Cum noi eram sărași, mă, era o căsuță, nu, micuță. Dar, mă, cum a fost căsuța aia? Noi patru frași și părinții mei ne-am împărțit în căsuța aia și, mă... Și asta a fost decizia mea în care am zis, bă, eu plec, eu nu mai stau în sărăcie asta, ce-ar fi, orice-ar fi, mă duc, eu nu mai stau în sărăcie, m-am săturat să lucru pe bani puțin, m-am săturat să nu am bani suficient să-mi cumpăr aia și nu știu ce. Și vreau să vă spun că voi deja mă înjura și spuneți că eu sunt mincinos. Eu nu sunt mincinos, mă, că dacă aș fi mincinos, lumea care mă cunoaște, lumea știe prin ce am trecut, lumea știe ce am făcut. Eu nu sunt mincinos. Eu nu câștig nimic ca din minciuni. Dacă aș fi mincinos, eu n-aș putea să stau cu ochii la o altă persoană și să-i spun adevărul. N-aș putea chestia asta. Și de ce spun chestia asta? Pentru că mulți au spus pe TikTok și pe... Că eu sunt mincinos, că eu nu am, că eu nu am. Băi, puteți să spuneți voi ce vreți despre mine. Dacă nu mă cunoașteți, deja spuneți. Că voi spuneți, voi auziți. Mie mi se... Știți voi ce. Și vreau să vă spun că, măi, mie mi-a fost foarte greu la început când m-am dus dincolo. Norocul meu e că vorbeam engleza. Deci ăsta a fost tot norocul meu. Ăsta mi-a fost de mare ajutor. Mie mi-a plăcut engleza de mic și de mic tot am... Mă uitam la televizor, mai citeam din cărți, mai nu știu ce și uite așa m-am învățat engleza și norocul asta. Și vreau să vă spun că mie nimeni niciodată nu mi-a dat o mână de ajutor să zic că hai mă să te ajut, hai mă să-ți dau un imbol ca să te ajut, ca să poți să pornești în viață cu ceva. Nimeni. Deci eu m-am dus cu alte gaule dincolo. Atât am avut geanta cu haine, o sticlă de suc, două sandwich-uri și un poc de țigări. Nimic altceva n-am avut la viața mea. Și cu multă muncă și răbdare, am putut să fac ceva în viața asta. Nu știu câți dintre voi puteți să faceți. Normal că dacă v-ați născut în puf, voi nu o să treceți în chestia asta, că
Părinții vostru se stresează să vă dea bani, să vă cumpere case, să vă asta. Dar cum suntem noi, că în general noi românii e rând, noi tragem. Ne avem de tras noi, dacă vrem să avem ceva, noi trebuie să muncim pe brânci dincolo și nu știu ce, ca să ne cumpărăm și noi o căsuță, să avem și noi o viață decentă și nu știu ce. Dar voi care comentați aiurea, fără să știți persoana, fără să știți background-ul de la acea persoană, voi comentați aiurea doar ca să vă aflați și voi în povești, ca să, nu știu, probabil că o să ziceți că dacă voi îl denigrați pe cineva, probabil că o să fiți ridicați în sondaj sau ceva de genul ăsta, lumea o să vă aprecieze. Lumea bună, să știți de la mine, lumea bună nu apreciază bârfa, mai ales când denigrezi o persoană. O persoană cu cap niciodată nu o să accepte denigrarea altei persoane. Eu niciodată n-am bârfit pe nimeni, niciodată nu m-a interesat ce-a făcut aia, ce-a făcut ăla. Dar vedeți că în românul în general, în loc să se uite la propria ogradă, se uită la vecinul în ogradă, că ce-a făcut vecinul. Vedeți că românul în general e gelos, că dacă eu am mai mult și el are mai puțin, e gelos pe mine, e invidios, e frustrat. Și atunci începe denigrările în care te denigrează, mă, și e nu-i adevărat, mă, dar te denigrează numai ca să te distrugă, mă, numai ca să te distrugă, ca să aibă el satisfacția aia că o reuși ceva și te-o denigra. Și normal că, cum în general românul influențabil, pune botul, mă, pune botul și îl crede pe ăla, pe mincinos, mă, și nu te crede pe tine, mă, asta e la noi, mă, asta e problema la noi. Așa că eu tot ce am făcut în viața asta, eu am pornit de la zero. De la zero înseamnă atâta și am ajuns la atâta. Pentru că am muncit, n-am așteptat să mi se dea, n-am cerut de la nimeni nimica, am muncit pe brânci, zi, noapte, ani. Cu dorul de casă, cu dorul de familie, cu dorul de țară. Erau zile când pur și simplu plângeam, de dorul casei plângeam. Că mi-era dor de casă, nu eram obișnuit să fiu la distanțe de mii de kilometri. Dar o trebuie să faci un sacrificiu și în viață trebuie să faci sacrificii dacă vrei să ai ceva, pentru că asta e țara noastră. Dacă tu nu te sacrifici, nu sacrifici nimica din viața ta, nu o să poți să ai ceea ce îți propui să ai. Noi care ne-am născut în sărăcie, vă știți destul de bine, noi care am crescut în sărăcie, cât e grea viața. Trebuia să luți pentru să ai o coajă de pâine, să ai o mâncare caldă pe masă. Vedeți că părinții voștri, în general, mai de multe ori, de mai puțin, ori bolnav, nu poate să-ți ofere ceea ce vrei tu, ceea ce se cere în zilele noastre, cu șmecherii, cu haine scumpe, cu telefoane, cu din astea. Și atunci ce faci? Ai terminat școala? Îți pui întrebarea, ce să fac eu în România? Pentru ce să lucrui pentru 1500 lei sau 2000 de lei? Când nu-ți ajunge de până pe alta, mai ales dacă ești și fumător, nu-ți ajunge bani și atunci îți dai seama că îți iei decizia și să pleci dincolo. Cu regrete că îți lași familia și casa, dar trebuie să pleci dincolo ca să-ți faci un viitor. Așa e că numai care trecut în viață știe ce e greutatea. Dar jaba atât spuneți voi de unul și de altul că nu-i cunoașteți viața, mă, și ar trebui să vă fie rușine. Indiferent că ești copil sau persoană matură, să denigrezi o persoană doar că nu-ți faci de persoana aia, orică ești invidioasă, orică ești geloasă, orică e mama dracului. Eu nu vă înțeleg cum vă permiteți voi, care denigrați o persoană, să faceți asemenea chestii. Ar trebui să vă fie rușine, sincer. Ar trebui să vă fie rușine de voi și să vă ascundeți într-o pădure, că acolo sunteți buni. Mai există pauze, da. Eu v-am spus, eu nu editez clipurile. Lumea mă cunoaște așa cum îs, așa mă cunoaște și voi, nu editez video, nu fac nimica, la care îi place stă, la care nu, se poate dezabona de la canalul meu. Și de asta am făcut acest clip, ca să știți de unde am început. Eu am început de la zero, am muncit, mi-a plăcut să muncesc și am făcut ceva în viața asta. Mi-am ajutat părinții, am casa mea, am tot ce-mi trebuie, am o viață decentă, nu mă mai întrebați că de unde fac eu bani. E problema mea personală de unde fac eu bani. Mă descurc pentru că am minte. Am minte și mă descurc și fac bani. Oriunde mă duc, eu din stânga, dreapta, eu pot să fac bani pentru că merge mintea. Așa că nu mă mai întrebați ce servici am, că nu o să vă răspund. E problema mea personală. Eu unde am bani, cu cine stau,
ce îmi place, ce nu-mi place, nu-i problema voastră. Problema voastră e viața voastră, e familia voastră, casa ta și ceea ce faceți pentru viitor. Nu mă întrebați, pentru că de multe ori v-am spus că nu o să vă răspund la întrebările private. Astea sunt întrebări private pe care eu, la vârsta mea, eu nu-mi permit să pun asemenea întrebări la alte persoane, pentru că cu ce mă ajută pe mine că eu îl întreb pe nu știu cine cu ce te ocupi, câți bani faci, ce mănânci astăzi, ce... Astea sunt niște întrebări din astea care mie mi se par niște întrebări absurde care nu și-au rostul, nu și-au loc. Adică, măi, poți să pui întrebări gen... Cum te simți, de exemplu, sau ce planuri ai pentru asta, sau nu știu, ai fost la un concert, chestii din astea, măi, știi? Nu întrebări personale. Oricum, ideea e că de asta am făcut filmarea asta micuță, că am vrut să vă spun de la zero cum am început eu și asta sunt pentru persoanele care, știi, tămă denigrează și deși nici n-ar fi trebuit să fac asemenea video ca să vă spun eu că cum am început și ce... În ce am trecut. Oricum, am trecut prin greutăți. Am trecut prin foarte multe greutăți. Numai eu știu cum mâncam între străini acolo și a mei nu erau lângă mine și mi-era dor de ei. Știi cum e? Când mânci așa, mâncarea aia e unul singur și nu ai tu familia lângă tine și asta pur și simplu vine să-ți bași piciorul întâi și să pleci înapoi acasă, da? Știi cum e? După aia te gândești, băi, eu mă duc acasă, ce fac? Fac foamea? Ce fac? Care e viitorul meu? Și vezi, chestia asta trebuie să o înțelegeți foarte mult. Deja vă încercați să denigrați alte persoane, că nu știți viața persoanelor cât să denigrați. Nu mai faceți chestia asta fără să nu cunoașteți. Și dacă cunoști omul, care-i treaba ta? De ce încerci să-l denigrezi? Cu ce te ajută pe tine în viață? Am spus într-un clip pe care l-am făcut, rău pe care îl faci altei persoane, într-o bună zi, se întoarce împotriva ta. Și crede-mă ce spun, că se întâmplă chestia asta. Probabil că voi nu mă băgați în seamă când spun asemenea cuvinte. Dar o să vedeți pe ăsta și ani de zile. Tot rău pe care l-ai făcut în viață altor persoane, ăla ți se întoarce ție. Și când ți se întoarce ție, ți se întoarce înzecit. Ți se întoarce. Și tu o să uiți. Și o să spui, oare cu ce am greșit. Ai greșit, ai făcut mult rău la alte persoane, ai denigrat persoanele și rău la vine asupra familiei tale, dacă o să ai familie, dacă nu asupra ta, dacă nu asupra părinților tăi, oricum, un rău când vine, îți vine când nu te aștepți și te crezi în culmea fericirii și că totul e perfect. Rău întotdeauna vine pe neașteptate. Așa că rău care mi-l faci mie, ăla ți se întoarce înapoi. Și ascultă-mă, eu nu vorbesc prostii. Eu nu vorbesc prostii. Întotdeauna este un Dumnezeu acolo care ne vede pe tăți. În momentul în care faci rău la cineva, crezi că ai câștigat. Da, ai câștigat pe moment că ai denigrat persoana. Și da, te simți mulțumit sau mulțumită că ai reușit să denigrezi acea persoană. Dar să știi că Dumnezeu nu uită. Dumnezeu nu-i mulțumit cu ceea ce faci. Și cât e târziu, răul ăla ți se întoarce înapoi și când ți se întoarce înzecit. Și degeaba ceri ajutor de la cel de sus, că cel de sus nu te mai bagă în seamă. Deși cel de sus ne iubește pe toți, în mod egal, nu face discriminare cum faceți voi discriminare. Că ăla e țegan, ăla e sărac, ăla e gay, ăla e hetero, ăla e sărac, ăla e urât, ăla e așa. Dumnezeu ne iubește pe toți, în mod egal. Dar la noi în țară, vedeți voi că dacă ești slab, ești așa, dacă ești gras, ești așa, dacă ești negru, ești așa, dacă ești galben, ești așa, dacă ești ungur, ești așa, dacă ești țigan, ești așa, dacă ești gay, ești așa, dacă ești heterosexual, nu știu cum, dacă ești bisexual, nu știu cum. Deci întotdeauna românul încearcă să se agațe de ceva și se agață de problema persoanei. Adică dacă o persoană are probleme, încearcă să se lege de problema persoanei și să o denigreze acea persoană. Și asta nu e ok, mă, nu e ok, încercați să vă gândiți, măi, eu dacă i-am făcut rău persoanei, oare cu ce m-a ajutat? Oare eu mă simt împlinit? Ori împlinită? Mă simt satisfăcut? Bine, că sunt mulți psihopați și psihopate care, dacă ți-au făcut un rău, se simt foarte împliniți, deci nu se mai gândește la consecințe sau la ce se gândește, nu...
Golul lui a fost ca să-ți facă ție rău și să știți că iese când îi reușește rău la care a început să-ți facă, ți-l face rău, ți-l face și reușește. Dar ți-am spus, suntem un popor creștin. Dacă suntem un popor creștin, aia nu înseamnă că mă duc în biserică, zic, Doamne ajută și iartă-mi păcatele și când am ieșit din biserică după colț, eu bag în gură la nu știu cine, că nu mi-o convine sau nu știu ce. Ei, auzi, Dumnezeu nu-i țigan, eu v-am mai spus. Dumnezeu nu-i țigan și la Dumnezeu nu-i place când ești fals. Așa că... acum v-am spus de unde am început, ce am avut, cu ce am pornit și... sper să mă urmați sfatul și să faceți și voi la fel cum am făcut și eu, că aveți de câștigat, nu de pierdut. Nu mai ascultați bârfele persoanelor, chiar dacă cineva încearcă să denigreze, dă-i pace, nu te răzbuna, că răzbunarea e arma prostului. Și voi copii, ce să zic, când mai discutați și mai bârfiți și mai înjurați alte persoane, când te pui seara în pat, măcar zi, Doamne, iartă-mi greșelile pe care le-am făcut astăzi, că voi încerca ca mâine să nu mai fac greșeli. Pentru că dacă te căiești în fața lui Dumnezeu, crede-mă ce spun, că Dumnezeu îți poate ierta din păcate. Dacă nu te căiești și zi de zi faci păcate și înjuri și denigrezi, Dumnezeu într-o bună zi ți le plătește înapoi. Cu ce monedă ai plătit, cu aceeași monedă ți-o plătește înapoi. Și când ți-o plătește înapoi, crede-mă că e mult mai îndecit decât ce ai făcut tu la viața ta. Așa că gândiți-vă bine, înainte de a face rău cuiva, gândește foarte bine. Sper că acest clip să-l vadă în mai multă lume și să înțeleagă. Vă las, pentru că eu am de lucru, e sâmbătă. Și... nu știu, am uitat să zic. Tot mă gândesc, eram pe gând să-mi șer TikTok-ul, să nu șer TikTok-ul. Am văzut că în ultima perioadă nu prea se aprecia și e ok, eu n-am cerut la nimeni să mă aprecieze, să mă urmărească, să-mi dea inim sau nu știu ce, n-am cerut la nimeni nimica, nici să-mi facă duete, nimica, n-am cerut și nu. Dar dacă văd că situația continuă tot așa, o să fac un video în care, dacă mă decis să șterg, o să fac un video aici pe YouTube și să vă arăt pe YouTube cum îmi șterg profilul meu de TikTok. Pentru că, sincer să fiu, nu prea am avut ce învăța de la TikTok. Eu când mi-am făcut profilul de TikTok, acum 5 luni, nici prin cap nu mi-a trecut că TikTok de fapt e jungla României. Și când spun jungla României, nu m-am așteptat ca să fiu înjurat de persoane, nu m-am așteptat ca să fie atâta oră. Eu am crezut că TikTok e ceva gen YouTube, să zic așa, și măi, îți postezi un clip care îți place și lumea apreciază și lumea vorbește frumos și nu știu ce. Adie unde, că am fost eu eronat. Nici bine n-am pus două clipuri, trei clipuri sus, că au început deja să mă înjure cu ochii. Și nu înțeleg de ce atâta ură. Pentru ce? Că am și eu un profil pe TikTok. Îi păstă un miliard în lumea asta care are profil de TikTok. Nu înțeleg de ce v-ați oprit la mine ca să mă înjurați pe mine. Nu vă înțeleg, pentru că mi-am făcut și eu un rahat de TikTok, pentru că îmi pun și eu clipuri zi de zi. Eu clipurile care le pun zi de zi, eu întotdeauna eu fac clipuri în avans. Adică îmi iau într-o bună zi, cum ar fi mâine, de exemplu, și îmi fac 20 de clipuri. Și alea 20 de clipuri le împar pe număr de zile. Dar voi aveți senzația că eu filmez zi de zi. Eu nu filmez zi de zi. Eu mi-aleg o zi în care am mai mult liber și zic ok, deci 2-3 ore mi le iau numai pentru filmări ca să fac 20-30 de clipuri pentru TikTok și numărul de clipuri le împar la, să zicem, la o săptămână, da? Ceea ce înseamnă că 4-5 clipuri va fi în fiecare zi sau, mă rog, ceva de genul ăsta. Eu nu fac filmări zi de zi, să înțelegeți asta. Bun, vă las și facem un alt clip de altă dată. Vă pup, peace!